pentru că a primit un gol parabil pe o greșeală a lui. A început meciul în albastru, este echipa gazdă, în vreme ce Viitorul Constanța, care controlează acum balonul, este în tricouri albe. De aceea, predispoziția spre 0-0 a celor două echipe este una neconfirmată de statistici. Ocazie și bară Voituș! Șut puternic al slovacului. Căbuz salvat a doua oară. 6 dintre cele 16 goluri înscrise de ilfoveni în campionat au fost izbutite din faze fixe. Viitorul este singura echipă care a înscris cel puțin un gol, spuneam, în fiecare rundă. Noi revedem aici ocazia lui Voituș. Dumitru, șut frumos și bară! A preluat cu dreptul noul intrat în tabăra Clinceniului, a șutat apoi din volei cu stângul. Portarul Căbuz era bătut, l-a salvat însă după o cădere înregistrată în această repriză secundă în evoluție. Se termină însă meciul 0-0, Academica din Clinceni, Viitorul Constanța.